În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși și dragii mei, aș vrea în câteva cuvinte să adaug la cele pe care le-ați auzit din amvonul bisericii astăzi, fie că ați fost în catedrală, fie că ați fost în alte părți, dar în biserică, unde s-a tâlcuit pilda fiului risipitor. Și am să mă refer la fiecare persoană în parte de care s-a amintit în Evanghelia de astăzi. În primul rând, v-aș vorbi despre tatăl din Evanghelie. Ori, marea majoritate dintre dumneavoastră, și-aș spune toți, știți ce înseamnă un tată, pentru că îl aveți, l-ați avut sau, la rândul vă, sunteți părinți după trup ai copiilor dumneavoastră. Ori tatăl din Evanghelia de astăzi s-a comportat foarte firesc și normal. Mai mult, s-a purtat dumnezeiesc și este chiar însuși Dumnezeu, ne spun evangheliștii și cei care tâlcuiesc această parabolă. Deci tatăl din Evanghelia de astăzi s-a purtat dumnezeiesc și de fapt este vorba de însuși Dumnezeu. Cum se poartă un tată dumnezeiesc? Un tată dumnezeiesc după trup trebuie să-și dea seama că nu-L poate substitui pe Dumnezeu, căruia îi spunem de asemenea Tatăl și rugăciunea noastră de căpătâi, îl și numim Tatăl nostru. Și dacă nu se poate substitui lui Dumnezeu, măcar trebuie să-i fie asemenea. Iar Dumnezeu, ne spune Evanghelia, răsare soarele și peste cei drepți și peste cei nedrepți și plouă și peste cei buni și peste cei răi. Și apoi, de mai multe ori întâlnim în Evanghelie comportamentul lui Dumnezeu față de oameni. Aduceți-vă aminte de drahma cea pierdută, sau aduceți-vă aminte de cuvântul Domnului Hristos când se numește pe El însuși Păstorul cel Bun. Dar în linii mari, dragii mei, un tată adevărat trebuie să fie asemenea lui Dumnezeu, dumnezeiesc. A doua persoană din Evanghelia de astăzi, respectiv din parabola fiului risipitor, este fiul cel mare, care, deși era corect din toate punctele de vedere, nu era duhovnicesc. Cu siguranță că era moral, cu siguranță că își respecta tatăl, cu siguranță că își împlinea datoria și respectiv poruncile tatălui său, dar nu era suficient. Se descoperă acest lucru la finalul Evangheliei, când îi reproșează tatălui, în fapt descoperindu-se pe el însuși că nu-și iubea cu adevărat tatăl și că în fapt comportamentul lui față de tatăl său lăsa de dorit, cu toate că lui rămâneau toate, așa cum o spune tatăl din Evanghelie, toate ale mele, ale tale sunt și tu totdeauna ești cu mine. Cu toate acestea, fiul cel mare n-a reușit, el n-a reușit să ajungă la inima tatălui, pentru că inima lui nu era asemenea tatălui, inimii tatălui său. Așadar, dragii mei, și mai ales că sunteți foarte mulți teologi aici,
Nu este suficient să cunoști teologie, nu este suficient să împlinești poruncile dumnezeiești și cele bisericești, nu este suficient să fii un om moral, un om cu minte, ci trebuie mai mult decât atât, trebuie să ajungi la inima lui Dumnezeu. Inima ta trebuie să devină asemenea inimii lui. Și cel de-al doilea fiu, pe care îl numesc părinții risipitor, iar tatăl din Evanghelie pierdut și mort, totuși, chiar dacă era risipitor, chiar dacă era pierdut și mort, a avut o șansă. Este foarte important de reținut, dragii mei, că oricine, în orice stare s-ar afla, în fața lui Dumnezeu, cel puțin, dacă nu în fața oamenilor, are o șansă. Și iată că fiul pierdut și mort din Evanghelia de astăzi a avut șansa să fie aflat de Dumnezeu și înviat de El. O și spune tatăl în Evanghelie, pierdut a fost și s-a aflat, mort a fost și a înviat. Să reținem că orice om din această lume are o șansă. În fața lui Dumnezeu, cu siguranță, și-ar trebui să o aibă și în fața noastră, oricât de rău ar fi, ori în ce stare s-ar afla. Și adaug, oare de ce Iisus Hristos, în pilda fiului risipitor, vorbește despre un tată cu doi fii? Pentru că noi știm și ne dăm seama că tatăl din Evanghelie este Dumnezeu și Dumnezeu n-a avut doi fii, doar unul singur. Pe Iisus Hristos îi și spunem unicul său fiu. De aceea a fost necesar să se spună în Evanghelia de astăzi că a avut doi fii. Din cauza noastră, dragii mei, pentru că suntem duplicitari, pentru că nu suntem consecvenți, că noi suntem când fii corecți, morali și cu minți și ascultători, când fii risipitori, pierduți și morți. De aceea, Iisus Hristos vorbește în parabola de astăzi despre doi fii. În realitate, nu sunt doi fii, există doar unul singur. Și asta o putem pricepe foarte bine, că noi ne regăsim și în fiul corect și în fiul risipitor. Dar cum trebuie să fim cu adevărat ca să devenim fii unici a lui Dumnezeu? Ori Iisus Hristos ni se descoperă pe El însuși. Iisus Hristos n-a fost doar duhovnicesc, un om fără de păcat. Iisus Hristos a fost însuși Dumnezeu, deziderat la care suntem chemați cu toții să devenim Dumnezei prin har sau sfinți precum Tatăl nostru cel Ceresc Sfânt este. Ne descoperă de asemenea Iisus Hristos că El n-a fost un risipitor, dimpotrivă, a fost un dăruitor. Și cum a fost dăruitor? S-a dat pe sine însuși să fie răstignit pe lemnul crucii. Și în Sfânta Liturghie, rugăciunile de taină de la Epicleză, se și spune acest lucru, când El, mai mult decât oamenii și inclusiv Iuda, s-a dat pe sine însuși pentru mântuirea neamului omenesc. Iisus Hristos n-a fost un om pierdut, ci a fost un om și un Dumnezeu pe care l-a aflat lumea, l-a descoperit și îl descoperă perpetu până la sfârșitul veacurilor. Iar Iisus Hristos n-a fost un om mort. Iisus Hristos a înviat din morți
și o știm prea bine că a devenit începătură învierii tuturor celor adormiți. Și acestea fiind zise, trebuie să închei în felul meu. N-aș putea altfel. Iubiți credincioși și dragi teologi, au trecut doar 2 săptămâni de când Tudor Taloș a trecut la cele veșnice. A slujit altarul catedralei, a fost coleg la seminar cu mulți, respectiv la facultate, și a făcut parte dintr-o obște monahală. Doar acest gând, Tudor a fost un om unic și aceasta vă spune Tatălui. Amin.